Săturați de promisiuni de șarte, câteva zeci de oameni din satul Bănești, Traiul Telenești, au venit astăzi la Chișinău pentru a protesta față de ceea ce ei numesc acțiuni ilegale ale celor de la Moldova Gaz. Oamenii spun că mai întâi și-au căutat dreptatea la nivel local, dar când au văzut că așteptările lor sunt zădarnice și nimic nu se rezolvă, au venit în capitală. Acum ei spun că sunt gata să lupte pentru adevăr până în pânzele albe. Oamenii din Bănești-Telenești își caută dreptatea. De ani de zile ei spun că tot visează să se încălzească cu gaze naturale și cu toate că în sfârșit a ajuns și în satul lor gazul, nu este pentru toți. Spre exemplu, atât școala cât și punctul medical nu au fost conectate la rețeaua de gaze, în schimb s-au ales cu flacără la aragaz toți sătenii care au norocul să aibă gospodării pe aceeași stradă cu primarul localității ori cu contabila acestuia. Acum două săptămâni oamenii au protestat la poarta primarului, apoi s-au adresat și la organele competente din raion. Văzând că nimeni nu ia nicio atitudine, ei au venit astăzi la Chișinău pentru a protesta și în fața companiei Moldova Gaz. Oamenii spun că proiectul inițial a fost modificat peste noapte, iar ca urmare au fost lăsate fără gaz cele mai populate străzi din sat. Reprezentanții Moldova Gaz spun că decizia de a monta rețeaua de gaz pe anumite străzi a fost luată ca urmare a numărului mare de cereri venite dintr-un anumit sector al localității. Consilierii locali au explicația lor pentru această situație. Într-un final s-a hotărât ca mâine, după amiază, atât reprezentanții Moldova Gaz din Chișinău, cât și cei din raion să meargă în teritoriu pentru a verifica toate actele și pentru a soluționa problema oamenilor. Erau drumuri mult mai populate. Erau drumuri unde sunt copii mici, unde sunt membri în familie câte mai mulți și ar fi trebuit să fie anume drumurile astea primele gazificate. Nu trebuia să mergeți la ultimul drum, să mergeți într-o parte la contabilă. Am numărat, sunt mai mulți bătrâni, acolo practic aveți 4 familii cu copii, 3. Restul sunt oameni care nu stau acasă câte jumătate de ani și stau la copii pentru ca să nu facă focul iarna. Care a proiectat așa pe diagonală jumătate de șes și o lăsat nemulțumit jumătate de sat. Cererile și ele semnau într-o agonie și le făcea mai mult secretarul Consiliului Local și inginerul cadastral. Nouă ni s-a dat o foaie în mână călduță încă de la scoasă de la imprimantă. Acolo erau nume pe care nici nu trăiesc pe străzlicele. Mâine să venim în teritoriu, examinăm proiectul, primarul să-l invităm, să invităm consilierii locali, reprezentanți de la Urhei Gaz, să ne așezăm la o masă, să vedem cum solicităm toate astea. Nu? Da. Noi suntem gata să ieșim în teritoriu și să vedem soluționăm solicitările dumneavoastră. Oamenii veniți la protest au plecat acasă, dar spun că vor aștepta ziua de mâine să vadă cum responsabilii le vor rezolva problema. Pentru proiectul de gazificare a satului Bănești-Telenești, statul a investit 6 milioane de lei, iar câteva zeci de mii de lei din suma necesară au fost investite din bugetul local. În Bănești locuiesc în jur de 2300 de oameni. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!